Cele 12 motociclete ATV sunt achiziționate prin facilitatea Schengen și sunt destinate misiunilor în teren accidentat sau în locurile greu accesibile din zona de competență a polițiștilor de frontieră mehedințeni. În cadrul unui proiect finanțat în totalitate din fonduri nerambursabile provenite din facilitatea Schengen, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Mehedinți a primit pentru folosirea în serviciul de supraveghere și control a frontierei de stat 12 ATV-uri, autovehicule care vor crește eficiența misiunilor polițiștilor de frontieră. Vor fi folosite cu precădere în acțiunile de urmărire a migranților de frontieră și a contrabandiștilor de frontieră în asemenea gen de teren, cât și pentru organizarea de acțiuni tactice polițienești, ambuscadă de frontieră sau interzicerea unor direcții de deplasare a infractorilor de frontieră. ATV-urile pot opera atât on-road cât și off-road, pot urca pante cu inclinația de până la 50 de grade, pot traversa ape cu adâncimi de peste o jumătate de metru și pot atinge o viteză de 100 de km pe oră. De asemenea, acestea sunt dotate cu mijloace tehnice specifice muncii operative a polițiștilor de frontieră. Aceste ATV-uri au cabestan de remorcare, au dotări suplimentare specifice Ministerului Administrației și Internelor, specific stație radio, girofar, sirenă pentru a fi folosită în urmărire și tracțiune integrală. ATV-ul este un autovehicul tot teren, echipat cu un motor de 700 cm3 ce îi conferă fiabilitate și putere sporită. Motorul în patru timp, montat pe un cadru de oțel, este răcit cu lichid și poate opera perioade îndelungate cu viteză redusă.